Potrivit reprezentanților, instituția APIA efectuează plata ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, diferența aferentă cantităților de motorină utilizate în perioada 1 ianuarie 31 martie 2022, trimestrul 1-2022, în conformitate cu prevederile hotărârii guvernamentale numărul 1174 din 2014 și OMEA-ADR numărul 1727 din 2015. Modificările și completările ulterioare, valoarea ajutorului de stat acordat sub formă de rambursare este de 27.894.255 de lei pentru un număr de 12.871 beneficiari și o diferență de cantitate de motorină determinată cu acciza redusă de 17.113.093,168 de litri. Valoarea nominală ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorină pentru anul 2022 este de 1,630 de lei pe litru.